Vreau să analizăm anumite acțiuni cheie, companii care au raportat trimestrul 3 recent foarte importante, acțiuni din semiconductori, acțiuni din tehnologie streaming și anumite grafice. O să acoperim împreună aceste grafice pentru că sunt de interes. Unele companii au raportat bine, altele au dezamăgit, unele au explodat în prețul acțiunii, altele au scăzut, însă pe noi ne interesează ce urmează. Dacă ai expunere prin etf la piață, orică ai 500, prin Nasdaq sau prin ETF-uri globale, orică a expune direct prin acțiuni individuale, te interesează aceste companii. Le-am ales cu grijă pentru tine cât să fie cele mai importante, așa că dacă îți place acest episod, poți să lași o apreciere mai târziu după ce treci prin el. Este foarte important să analizăm cum au raportat aceste companii împreună. Înainte să începem analiza în aceste companii, ne uităm la S&P 500, la indicele nostru de referință. Vedem că are o creștere deosebită de la începutul anului, de la începutului 2024, o creștere de peste 20% și încă nu s-a terminat anul. Mai avem puțin și se termină 2024 și evident ne interesează ce se întâmplă în noiembrie, pentru că octombrie e aproape gata, și ce se întâmplă decembrie. Mai târziu ne interesează ce se întâmplă în 2025 și 2026, pentru că în lunile dacă investești, nu te interesează randamentul dintr-o lună, sigur dacă faci trading, dar dacă investești, te interesează să acumulezi la prețuri atractive cât să beneficiezi în viitor, conform orizontului tău de timp din teza de investiții, să beneficiezi de apreciere în prețul pe acțiune și de ce nu dividende în funcție de strategie. Săptămâna trecută au raportat anumite companii din semiconductori pe care o să le acoperim. Vedem că a raportat Tesla imediat după închiderea ședinței de tranzacționare de ieri pe care o să o acoperim împreună și au mai raporta și alte companii mai puțin cunoscute, nu o să trec prin ele. De exemplu, 3M a raportat Texas Instruments, Coca-Cola, companii interesante, poți să le analizezi, AT&T, de exemplu, care plătește dividende și sunt companii mai puțin cunoscute. Poate SAP cunoști, dar rest Verizon, Enphase, restul nu prea sunt atât de cunoscute. De ce menționez că te interesează cum investești astăzi pentru viitor? În acest grafic avem randamentul înregistrat de S&P 500, randamentul înregistrat în fiecare an pe diverse orizonturi de timp. În viitor să acoperim și acele decenii pierdute, pentru că au fost situații în care ai investit astăzi și în 10 ani ai fi avut mai puțin, cele mai puține situații, undeva la 10-12% din situații. În general, ai fi avut un randament mai mare. Vedem foarte puține pătrate roșii. Vreau să-ți explic acest grafic înainte să începem analiza companiilor. Pe axa orizontală avem ani, da? are just a part of it Adică fiecare coloană reprezintă anul de început al unei investiții, din 1993 până în 2023. Pe axa verticală avem anii înainte, adică cât ai ținut investiția. Adică practic ai menținut investiția de la un an până la 31 de ani, ce randament ai fi avut în medie anual. Da? Deci se calculează randamentul anual mediu. De exemplu, dacă ai fi investit, să spunem, în 2006, să presupunem, și ai fi ținut 2 ani investiția, ai fi avut 10 10% anual, în fiecare an în medie 10%. Dacă ai fi investit, să zicem, în 2011 și ai fi ținut investiția, să presupunem, 10 ani de zile, atunci ai fi avut 14% randament anual. Dacă ai fi investit în 2011 și ai fi ținut 4 ani investiția, ai fi avut 16 randament. Dacă investeai în 2019 și țineai doar un an investiția, 31%, ca a fost acea scădere, știi foarte bine. 2 ani, 25%, anul, 26%. Excelent ar fi fost randamentul, dar asta e bine să cumperi când piața este jos. Dacă investeai în 2021, atunci ai fi avut să spunem în anul 3 abia undeva la 10% anual, iar într-un an 29%, iar în 2023 un singur an 26%. Ce putem observa? Verde peste tot. Ai fi avut între 7%, poate chiar și 3% în anumite situații, poate chiar 7% sau 10% sau 11% anual, dar ai fi putut avea și 20%, 18%, Nimeni nu poate să garanteze ce randament vei avea. Ce putem să vedem totuși istoric este în doar câteva situații ai fi avut pe roșu, ai fi avut să zicem din 2000 câțiva ani, din 2001 câțiva ani, în 2002 doar un singur an, în 2007 la criză 4 ani și în 2008 cam 4 ani de zile. Și vreau să încep cu acest grafic pentru că deși discutăm de corecții bursiere când există, discutăm uneori din grijorări cu privire la datoria publică, ai văzut și în România acoperim, Totuși, ca investitori, suntem optimiști pe termen lung. Sigur, nimeni nu garantează că lucrurile se întâmplă la fel în viitor. Ar trebui să fim uh, acești wishful thinkers, adică să credem că totul se întâmplă așa cum vrem, doar pentru că vrem noi și avem niște ipoteze sau niște argumente din trecut pe care le putem aplica în viitor. Nu, din contră, plecăm la drum fără să știm ce se întâmplă cu adevărat în ziua de mâine, dar stabilim anumite tipare și pe baza euristicii încercăm să avem anumite scurtături mentale cât să ne descurcăm, despre asta este în viață, să ne adaptăm. Dar vedem verde în principal, așa că ține investițiile când investești și concentrează-te să acumulezi pe termenul dacă îți scade într-un an, de exemplu, cum a fost în 2018. Să zicem că ai fi investit și ți-ar fi scăzut în primul an cu 4%. Dacă ai fi ținut 2 ani, ai fi avut 12% anual, 14% anual ai fi avut, în 3 ani, 18% anual, da? Deci investiția ți-ar fi crescut chiar dacă ai fi început cu stângul, cum se spune, cu minus 4% sau cu minus 18% în 2022. De aceea încearcă să te focalizezi, să-ți consolidezi poziția și să investești strategic. Și vreau să-ți mai arăt ceva. Înainte să intrăm în companii și să vedem cum au raportat. Știi că îmi place să-ți arăt anumite grafice, să-ți arăt cum stau lucrurile acum și să interpretăm anumite lucruri macro la nivel de piață. Vedem care este ponderea primelor trei companii în S&P 500. Primele 3 companii Apple, Nvidia și Microsoft stau la o pondere de 20% este cel mai concentrat Nivel al indiciului bursier SP500 din 1980 până acum, deci dacă investești în SP500, investești în principal în primele 10 companii, 35% pondere, iar primele 3, 20%. Am mai avut înainte de criza financiară, 10% și erau cu totul și cu totul alte companii, 12% în 99, unde regăsim Microsoft și mai vedem 13,4% prin anii 80. Și ultimul grafic important, sunt multe persoane care fac trading. Sigur, cu bani puțini poți să ai randament mare. E vorba de probabilități. Dar dacă vrei să-ți construiești averea și totuși vrei să faci trading, pune doar o mică parte din avere, din portofolul tău și fă trading. În rest, lasă banii să se aprecieze. Ce vedem aici? Îl avem și pe George Soros și pe Warren Buffett. Pe axa verticală avem performanța în surplus față de indicele S&P 500 anual, incluzând dividende. Deci Warren Buffett a bătut cu vreo 12 puncte procentuale indicele de-a lungul anilor, pentru că vorbim și de un orizont de timp foarte îndelungat cât a bătut. Peter Lynch n-a stat foarte mult timp, dar a bătut indicele cu 15 puncte procentuale. Avem investitori pe care acoperim de obicei la 13F la documente, David Tepper, Benjamin Graham, da? Îl avem pe Seth Klarman. Sunt investitori care au reușit să bată piața, dar nu foarte mulți, foarte puțini sunt și trebuie să te uiți la magnitudinea capitalului. Cu cât mai mulți bani trebuie să investească, cu atât este mai greu să bată piața. De aceea, cu sume mici găsești ineficiențe și poți să profiți de anumite oportunități. Dacă cu cât crești portofoliu și totuși trebuie să ai o ecuație foarte bine stabilită de gestionarea riscului, cu atât ești mai prudent și îți dorești să bați piața. Regula mea este să ajungi cam în linie cu piața 77 și în portofoliu, vreo 10% să fii puțin mai bine decât piața și poate 50% sau 7-8% să fii peste piață. Ar fi excelent, da? Dar în principal trebuie să te raportezi la piață, să vii în linie cât mai aproape cu piața, evident de preferat într-un mic surplus, asta dacă alegi și acțiuni individuale. Începem cu prima companie. ASML Holdings. ASML este o companie din tehnologie, are sediul în Olanda și este specializată în dezvoltarea de echipamente pentru industria de semiconductori. Dar, pe lanțul valorii, ASML este într-o nișă. Ce face este să proiecteze mașini de litografie pentru fabricarea cipurilor semiconductoare, adică trasează acele proiecte specifice pe cipuri. Au o mașinărie specială prin care fac asta și sunt printre puținii care fac asta. La nivelul ăsta sunt singurii care fac asta, de aceea ASML reprezintă un jucător important pe lanțul valoric. Deci, ei vând aceste sisteme producătorilor de chipuri și în același timp oferă și anumite servicii de întreținere și de actualizare a echipamentelor. Gândește-te că în principal avem producătorii de chipuri, precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. O să acoperim această companie. Deci, ei sunt producătorii de chipuri. Acești producători utilizează echipamentele ASML pentru a produce cipurile avansate. Au nevoie de asemele pe lanțul valoric. Și ce sunt aceste chipuri? Poate că n-ai auzit de semiconductor, telefonul tău, electrocasnicele, calculatorul tău, laptopul tău. În toate aceste dispozitive electronice există chipuri, hardware. Nu e doar software. Hardware-ul care practic alimentează software-ul. Și atunci e important să existe aceste cipuri și pe lanțul valoric nu sunt doar producătorii de cipuri propuzise care vând către Nvidia, mai creează valoarea adăugată și introduc în calculator. Nu. Există și aceste companii, precum ASML, care se ocupă cu litografie sau litografiere. Vânzările stau în felul următor. 2,1 miliarde de euro plus 12% pe Extreme ultraviole și pe al doilea segment important 2,8 miliarde plus 12%. Doar că au mai avut acest component installed base management 1,5 miliarde, component care a contribuit la vânzări nete. Profitul brut 3,8 miliarde de euro, 51% marjă, o erodare cu un punct procentual, profitul operațional 2,4 miliarde, 33% marjă operațională și profitul net 2,1 miliarde, 28% marjă minus un punct procentual în marja netă. Prețul pe acțiune a scăzut foarte mult după ce a crescut enorm în 2024. A avut o explozie și revine, revine către 640, acum 668. Poate să fie un moment bun de acumulare? Da, poate să fie un moment bun de acumulare, dar aș acumula în trepte pe scădere. Nu m-aș duce cu foarte mult în asemenea doar pentru că a scăzut chiar dacă vedem revizuite în jos estimările, nu înseamnă că nu trebuie acumulată. După ce raliul a avut și semiconductorii o să continue în viitor, nu s-a terminat raliul și gata. Am văzut acum gata, s-a terminat cu AI-ul și semiconductorii și se poziționează pe SMR, pe energie nucleară, pe energie modulară și așa mai departe piața. Poate să fie iarăși o capcană pe termen scurt, dar semiconductorii și inteligența artificială continuă. Cel puțin aceasta este opinia mea. Asemenea Holdings se tranzacționează la 714 dolari, adică a mai recuperat puțin din această scădere 279 de miliarde de dolari americani capitalizarea bursieră, cu un venit în ultimele 12 luni de aproape 30 de miliarde și un profit net de 7,73 miliarde. Are un price to earnings 36 și un follow price to earnings 28 destul de bun pentru acest emitent, chiar dacă este ridicat, pare destul de bun. Pe la 24-25 este chiar și mai bun dacă mai scade. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, dar poate fi un moment bunicel de acumulare, nu cel mai bun. Venitul a crescut în acest trimestru pentru ASML. Contează foarte mult previziunile care au fost făcute și o să acoperim. Vedem venitul trimestrial. Este într-un trend ascendent. Chiar dacă a venit, să zicem, într-o scădere în primul trimestru, vedem în al doilea trimestru creștere și în al treilea o creștere. Vedem că este cel mai bun trimestru devenit acesta la 7,47 miliarde. Profitul brut, iarăși cel mai bun trimestru, 3,79 miliarde. Profitul net, vedem 2,08 miliarde, cel mai bun trimestru de profit net, o creștere graduală de la trimestru la trimestru. Cash flow nu e cel mai bun, dar nici nu te aștept să fie pentru această companie deocamdată. Istoric a fost sezonier, uneori era bun, uneori nu era bun, nu e o companie matură de cash flow este o companie ce face investiții mari, are cheltuieli mari, plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale, capex destul de mare și atunci nu este un cash flow pozitiv mare. Marja netă 27,81% nu e cea mai bună, dar este cam în linie cu datele istorice. Iar marja operațională 32,69% undeva peste medie. Și ne uităm la toate marjele, marja brută 51%, operațională 30%, marja netă 26,40% și de free cash flow doar 12%. Rata rentabilității capitalului proprii 49%, activelor 12%, capitalului investit 26,31%. Are 5,56 miliarde de dolari numerar și echivalente și datorii puțin mai mult, 5,74%, deci este cumva ușor pe minus dacă scoatem datorile din numerar, dar puțin, sunt apropiate. ASML vedem că a recuperat ușor la 708 dolari americani, dar este important să urmărim ce urmează, pentru că mai devreme ne-am uitat pe graficul de euro, listat pe Euronext, 668 de euro pe acțiune, dar este listat și pe Nasdaq și vedem că este la 708 dolari americani. Practica SML a raportat sub așteptările analiștilor în ceea ce privește vânzările și a dus la o scădere semnificativă a prețului acțiunii. Directorul executiv a menționat că sunt incertitudini economice mai ales în ceea ce privește exportul din Olanda, care au afectat destul de mult cererea. Analiștii sugerează că vânzările sunt slabe și n-ar fi trebuit să fie conform estimărilor exante, dar vorbim acum ex după rezultate și perspectivele economice globale au determinat investitorii să vândă acțiuni și atunci am văzut această scădere în prețul acțiunii. Să așteptau să vândă mai bine. Directorul executiv spune că abia prin 2025 s-ar recupera piața semiconductorilor și că a fost o cerere destul de slabă în ultima perioadă din perspectiva clienților și atunci sunt și anumite amânări în investiții. Pentru că a fost acel boom în AI, ai văzut și tu ce creșteri așa au fost, Acum și-au redus un pic așteptările. Treaba este că majoritatea clienților mari ce au făcut au fost să cumpere în avans. Au cumpărat mult în avans și acum n-au mai cumpărat pentru că s-au pregătit toți dacă rămânem fără cipuri acum în acest trend uriaș. Și au făcut achiziții mari. Am văzut și Tesla, am văzut multe companii ce au nevoie de cipuri, au făcut achiziții uriașe deja. Continuăm cu altă companie din semiconductor, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, pe scurt TSMC, care a raportat bine, vedem profit brut 13,6 miliarde, 58% marjă îmbunătățire cu 4 puncte procentuale, profit operațional 11,2 miliarde, 6 puncte procentuale plus la 47% marjă operațională și profit net 43% plus 4 puncte procentuale. Graficul arată excelent pentru Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Vedem din 2024 o creștere foarte bună de la 100 de dolari acțiunea la peste 200 de dolari pe trendul semiconductorilor. În momentul acesta se tranzacționează la 867 miliarde de capitalizarea bursieră și are un price to earnings de 26 și un for de 19. O creștere cu 94% de la începutul anului prețul acțiunii. Analiștii consideră un strong buy și consideră că poate să ajungă la un preț țintă de 211 dolari. A fost cel mai bun trimestru, vedem un trend ascendent în ceea ce privește venitul. Pe partea de profit brut, iarăși cel mai bun trimestru. Pe partea de profit operațional, cel mai bun trimestru. Pe partea de profit net, iarăși cel mai bun trimestru. A 320 de miliarde, free cash flow arată mai bine decât asemenea, da pe altă companie, 185 miliarde și marja netă 42%. Dacă crezi că aceste rezultate bune pe care noi le vedem nu le văd și chinezii? Și chinezii ce crezi? Sunt impresionați? Nu vor să pună mâna pe această companie și uh, vor să pună mâna pe toată țara Taiwan pentru această companie. Pentru că valorează aproape de un trilion de dolari această companie pe bursa americană. După cum putem vedea, deci este lista și pe bursa americană, poți să o cumperi în dolar american și chinezii se uită și privesc și sunt aproape de Taiwan. Vedem ce se întâmplă, ăsta este un risc mare geopolitic. Marja brută 54% operațională 43%, marja netă 39% și de free cash flow peste 20%. În ceea ce privește rentabilitatea capitalului propriu 28%, dar sunt producători, gândește-te activelor 12% și capitalul investit 15%. Au numeral 68 de miliarde și datorii de miliarde de stau pe numerar în surplus de 37 miliarde. Prețul pe acțiune crește deosebit, precum am discutat, vorbim de o creștere de aproape 2x de la începutul anului, 200 de dolari acțiune. Nvidia, pe de altă parte, tot din semiconductori, încă n-a raportat o creștere excelentă după ce a avut această scădere după Rally, vedem continuă și atinge un nou vârf istoric la 143 de dolari acțiune. Înaintăm la o companie din streaming, cu totul și cu totul altă companie din altă industrie, probabil preferata ta Netflix. Netflix a generat un venit de aproape 10 miliarde de dolari american plus 15% pe fiecare regiune, vedem creștere de 16%, 9% aici și 19%, vedem profitul brut 4,7 miliarde, 48% marjă, operațional 30% marjă la aproape 3 miliarde de dolari și profitul ne 2,4% cu 24% marjă, cu 4 puncte procentuale îmbunătățită. Rezultate foarte bune pentru Netflix. Și observăm că estimează un venit între 4 3 de miliarde de dolari și 44 de miliarde pentru trei anul 2025, pentru că vor să-și îmbunătățească serialele principale și noi filme să scoată în piață. Profitul net pe acțiune am evidențiat pentru tine 5,4 dolari față 5,12 dolari, deci peste estimări, venitul 9,83 miliarde peste estimări și abonații 282,7 miliarde ușor peste estimări. Profitul net a venit la 2,36 miliarde de dolari sau 5,4 dolari per acțiune, mai mare decât 1,68 miliarde sau 3,73 dolari per acțiune, vedem față de anul trecut același trimestru. Venitul a crescut cu 15% la 9,83 miliarde de la 8,54 miliarde anul trecut. În trimestru 4, compania spune că e posibil să ajungă la un venit de 10,13 miliarde și un profit net pe acțiune de 4,23 dolari. Net Netflix a adăugat 5,1 milioane de noi abonați în acest trimestru, mai mult decât 4,5 milioane decât se așteptau analiștii, ceea ce este destul de bine. Și acum au 282,7 milioane de abonați. Dacă ne uităm de la un trimestru la altul, din 2023 vedem o creștere frumoasă în venit, rata de creștere vedem că e foarte mare, fără 2023 peste 12%, chiar și 14-15%, avem și 16,8% în trimestrul 2 din 2024. Profitul operațional este în creștere, marja operațională arată bine aproape de 30%, aici vedem 21,6% estimat în următorul trimestru. Profitul net vedem se așteaptă la 1,84 de miliarde în trimestrul 4, a fost 2,36 miliarde trimestrul acesta, mult mai mult decât istoric, vedem că aproape de trimestrul 1 din 2024, iar abonații vedem că sunt în creștere și și-au crescut destul de mult free cash flow, numerarul operațional. Netflix se tranzacționează la 772 dolari per acțiune, are o capitalizare bursieră de 330 de miliarde de dolari, un venit în ultimele 12 pe luni de 38 de miliarde și un profit de aproape 8 miliarde. Se tranzacționează un multiplu destul de mare, 43 și 33, acum depinde ce rată de creștere încorporezi. Marja brută, 47,89%, se îmbunătățește ușor, se uită foarte mult Wall Street la marja, profitul brut, 4,70 miliarde, cel mai bun trimestru, profitul operațional, 2,91 miliarde, profitul net, 2,36 miliarde, iar free cash flow, 2,19 bunicel marja netă 24%, mult mai mult decât istoric, am avut în primul trimestru mai bine un pic. Marja brută 45, operațional 25, netă 20 și de free cash flow 19. Rata rentabilității capitalului proprii 34%, activelor 11%, capitalul investit 15%. Vedem că sunt ușor în minus dacă scoatem împrumuturile datorile din numera și echivalente la minus 9,28 miliarde. În regiunea America și Canada am văzut o creștere destul de frumoasă în ceea ce privește venitul. În ultima perioadă 19%, 15%. Mai mult observăm în ultimul trimestru în Europa, Orientul Mijlociu și Africa. În America Latina vedem 8%, 11% și în Asia 18,97%. Dar cel mai mult iau din Europa și din America și Canada. Abonații observăm că sunt în Europa, Orientul Mijlociu și Africa. În principal cei mai mulți abonați, 96 de milioane. În America și Canada 84 4 de milioane, în Asia 52 de milioane și 49 de milioane în America Latină, adică trendul Netflix n-a murit și din contră vedem rate de creștere. Netflix are o creștere foarte frumoasă și în prețul acțiunii a explodat acum după raportări, vedem că a depășit 770 de dolari per acțiune, având în vedere că anul trecut pe vremea aceasta, octombrie-noiembrie, se tranzacționa pe la 360 de dolari, adică s-a dublat cotația. Și de la începutul anului vedem că a crescut cu 53%. Ultima companie este din tehnologie, sau din automobile sau AI. E o combinație. Este vorba despre Tesla, o companie care e iubită de mulți investitori și clienți, o companie care nu este deloc plăcută de foarte mulți investitori sau traderi sau chiar și clienți de mașini care detestă Tesla, unii iubesc Tesla, unii detestă Tesla, asta e viața. Tesla vedem în trimestrul 3 venit de 25,2 miliarde plus 8%, vedem vânzările au crescut marginal doar cu 1% la 18,8 miliarde, pe segmentul auto 2%, profitul brut 5 miliarde, 20% marjă, s-a îmbunătățit cei cu 2 puncte procentuale, pe profit operațional 11% marjă 2,7 miliarde și profitul net vedem 2,2 miliarde, cam 9% marjă, dar au beneficiat și de alte tipuri de venit. Prețul acțiunii Tesla crește pentru că au venit cu rezultate peste așteptate în ceea ce privește profitul net și vedem că domnul Musk estimează că o să producă foarte mult și o să vândă foarte mult în autovehicule anul viitor. O să fie o creștere de cel puțin 20%, a spus. Bineînțeles, se joacă cu percepțiile investitorilor cum vrea. Tesla a raportat mai bine decât așteptările în profit net. Venitul a venit să zicem sub așteptări sau cel puțin a venit să impresioneze investitorii, iar prețul pe acțiune a crescut mult după ce a scăzut după evenimentul cu robotaxi în fine, profitul net pe acțiune 72 cenți, față de așteptări 58 de cenți, venitul vedem ușor sub așteptări. Tesla se tranzacționează la 682 miliarde de dolari americani, capitalizare bursieră, 97 miliarde de venitul din ultimele 12 luni, profitul net 12 miliarde, price to din ul o să discutăm că este extrem, extrem de ridicat, 14% minus de la începutul anului și vedem că are o creștere cu 12% în after hours după ce au raportat. Venitul are o creștere frumoasă, dar nu senzațională, pentru acești multipli, profitul operațional vedem că nu impresionează, profitul net nici atât, cel puțin e profitabil, în trecut nu era profitabilă, dar din nou nu impresionează pentru acești multipli și free cash flow 2,74 miliarde. Tesla nu are niciun sens ca investiție dacă o analizez fundamental și Tesla o deții pentru acele element surpriză care poate exista pentru că domnul masca așa cum este, are talentul său, are să zicem caracterul său inteligent și vine pe neașteptate cu alte lucruri uneori rele, uneori deosebite pentru investitori, deci este o investiție speculativă. Poți să dețintezi la o pondere mică din portofoliul de investiții ca investiție speculativă și poți să cumperi la orice preț, e foarte greu de prezis. Am discutat în trecut, erau niște zone bune de acumulare, după care a crescut prețul, acum e ceva mai scump. Unde a fost de acumulat ar fi putut fi? Nu zic că acum erau, având în vedere că domnul Musk îl susține pe Donald Trump destul de puternic, cu interesele sale personale evident și susține dacă va câștiga, vedem în sondaje care șanse mari să câștige Donald Trump, atunci, evident, că o să-i se întoarcă anumite favoruri, cel mai probabil, mai ales pe fondul acestei concurențe ridicate din China. Ce va face Donald Trump? Probabil va introduce niște taxe va vamale, acele faimoase tariffs foarte ridicate, ca să poată să stimuleze industria din America și, evident, să îi explodeze vânzările domnului Musk. În fine, marja brută operațional 8%, marja netă 13%, rata rentabilității la capitalul propriu 20%, de la active și capital investit 7%, 4%, vedem că au într-adevăr numerași echivalente peste datorii, vânzările stagnează în ultimele trimestre, mai ales vânzările directe de automobile. Prețul pe acțiune a fost în anumite zone foarte, foarte bune de acumulare, între 140 și 199 dolari, a intrat în această zonă și am discutat în trecut prin primăvară, între 199 și 250, încă mai poate fi acumulat, am zis, nu foarte mult din portofoliul de investiții. Aș o ca pe o investiție speculativă. Poate greșesc, poate nu, dar mai bine investești în acțiuni de calitate perioada aceasta. Și de ce nu poți să ai 5% din portofoliu dacă ai o convingere puternică, poate chiar și 10%? E treaba ta, după cum consider că merită și poate să devină investiția foarte valoroasă dacă are explozie bursieră ulterior și nu trebuie să regresi canalul suficient pentru că trebuie să tratezi și cealaltă parte a distribuției când investești, da? Distribuția are două cozi. Tu nu investești doar pe partea pozitivă. Se poate întâmpla orice și pe partea negativă. Pot exista anumite scăderi și având în vedere multiplii și perspectivele, nu e o companie, să zicem, în care să parchezi mare parte din capital. În opinia mea, având în vedere costul de oportunitate și alternativele existente, dar poți să desi o parte. Aici e vorba mai mult de toleranța ta față de risc și cât crezi în compania aceasta dar din punct de vedere fundamental nu este o investiție pe care ți-o pot recomanda sau sugera, uite, poate să crească mult, aici ține mult de sentimentul pieței care este irațional și pe promisiunile și, de ce nu, rezultatele domnului Musk. Pentru că de la începutul lui 2024 a subperformat indicii, vedem față de Nasdaq 100 sau S&P 500, la vent în minus 14% față de 22-21, sigur că pot fi ani în care crește cu 100% sau cu 200%, precum a crescut Nvidia și atunci chiar și Tesla a crescut enorm, dar până să se consolideze la prețul acesta. Vorbim de creștere de 8x, de 10x, la un moment într-un an a avut X-uri extraordinar de mult recent, acum câțiva ani, și bineînțeles că nu putem compara doar într-un an, da? când investești o faci pe termen mai lung, dar ți-am spus opinia mea. Într-adevăr a venit cu rezultate peste așteptări în ceea ce privește profitul net pe acțiuni la 72 cenți, dar trimestrul trecut a venit sub așteptări, în primul trimestru sub așteptări, vedem în trimestru 4 sub așteptări, abia în trimestru din 2023 a mai venit ușor peste așteptări. Tesla a avut acest zvâc, dar poate și să scadă. Ai văzut cum a scăzut după evenimentul cu Robotaxi, care ne-a impresionat. În momentul acesta, gama de mașini este Model S, Model 3, Model X, care este SUV, Model Y, Cybertruck-ul și în curând, sau mai bine zis, când o să reușească, o să introducă și Robotaxi, dar nu au oferit prea multe perspective. Da? Deci o să introducă în piață, nu au oferit multe perspective și de asta și dezamăgit investitorii, pentru că n-au înțeles exact cum o să se implementeze și când. Spotify încă n-a raportat, dar arată foarte bine. Trimestrul trecut a venit cu un profit brut de 1,12 miliarde de euro, cu 29% marge și vânzări de 3,1 miliarde plus 20%. Putem acoperi și această companie în viitor după ce raportează, dar graficul arată bine, adică și-a dublat cotația de la începutul anului. Trebuie urmărită și Spotify. Piața în continuare este bullish. În intervalul de 1%, 3% arată de inflație, după aceste scăderi în da? rata de inflație, de obicei S&P 500 a oferit un randament bun. Dar știi cum e și cu aceste așteptări? Analiștii au tot spus, o să vină o recesiune tehnică. Ba nu o să fie recesiune, ba o să fie recesiune, ba să zicem o să fie un soft landing, ba o să fie iarăși o recesiune. Non-stop au fost între. Ba e recesiune, ba nu e recesiune. Și nu te poți uita la niște indicatori să spui direct, da, va fi într-un an, doi, trei, sunt foarte multe variabile în economie, de aceea, în principal, dacă ți aduce aminte graficul cu care am început, și anume graficul acesta, mai bine suntem long și investim strategic, pentru că, până la urmă, este în favoarea noastră, doar că trebuie să știm să ne controlăm emoțiile și să investim strategic. Dar analiștii, de obicei, spun foarte multe lucruri pentru că nu au pielea în joc. Deși mulți brokeri, mulți analiști, nici măcar nu au portofoliu din investiții, nici măcar nu investesc dacă îți vine să crezi. Știu că poate să pară ceva ireal, dar cunosc lucrul acesta din industrie, nici măcar nu investesc și atunci nu au pielea în joc. Când investești și ai capitalul prins în piață, gândești cu totul și cu totul altfel. E ca și când te gândești cum ai putea să supraviețuiești în junglă și zici, uite, aș putea, fac un foc, mă descurg, găsesc o peșteră și așa mai departe. De fapt, stai la căldurică pe canapea. Dar, dacă ești în junglă, nevoia te învață, la fel e când ai capitalul prins. De aceea, analizez destul de mult, mai ales perioada aceasta și încerc să investesc strategii pentru că banii mei sunt în joc, investesc în fiecare săptămână și îmi construiesc portofolul de investiții. Deși pe canal încerc să ofer analize cât mai obiective și interesate. evident că am opiniile mele, perspectivele mele față de piață și strategiile pe care le implementez în portofoliul meu de investiții. De aceea îți recomand și tu să faci asta. Investești sau vreo companie prezentată. Lasă-mi un comentariu și spune -mi și mie ce te interesează și ce vrei să mai acopăr pentru tine. Până data viitoare te salut, îți doresc tot bine de lume, poți să lași o impresie în comentarii dacă ți-a plăcut acest episod și ce mai urmărești perioada aceasta. Nu uita să-l împărtășești și către un prieten sau mai bine decât atât, precum spun mereu, către un membru din familia ta. Să știe și el sau ea ce se întâmplă în piață cu aceste companii. Poate, poate devine investitor pe bursă. Toate cele bune!